aceea s-a suit Iisus la Ierusalim, iar acolo, lângă poarta oilor, era o scălătoare care se numea pe evreiște Viteza, având 15 izvoare. În acestea zăceau mulțime multe bolnavi, orbi, schiopi, uscați, așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se coborâ vreme în scălătoare, tulburând apa, și cine intra întâi, după tulburarea apei, se făcea sănătos de orice boală era cuprins. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Cu pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus, pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm!